Da, dragi prieteni din balanță. Haideți să vedem la dragoste, balanță, da, dragoste pentru balanță, da. Pentru septembrie. Oh, mui. Frumos. O să mă gândesc la cei care sunteți căsătoriți și la cei singuri. Balanța, 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 balanța. Căutați ceva. Pentru cei căsătoriți, am să vă zic acum. O să vă spun așa. O femeie, vă văd, care de o regină, da? O femeie mai matură, care vă spune așa că este feminină, este fidelă, vă este fidelă aceasta sau sunteți fidelă. Poate vreți să aveți un copil, o să aveți un copil. Este foarte, dăruiește foarte multă dragoste, dar vă aduce și situații fericite această femeie sau sunteți dumneavoastră. Sperați foarte mult ceva. Uite câte speranțe aveți aici. Vă gândiți la foarte mult la o chestie, la ceva ce sperați. Dar și vi se împlinește o dragoste, un proiect de dragoste, o promisiune. Cineva vă împlinește o promisiune. Ce pot să spun? Orică vă văd și o ceartă mare, poate fi și o ceartă mare în familie, dar poate fi și că el, ea are pe altul, acela este cu cineva sau cu încă cineva, deci acest bărbat este un afemeiat. Așa, cum ați auzit. Este un afemeiat acest bărbat, este un amant al ei, a femeii care poate căsătorită sau într-o relație, are pe altul, acel altul este cu două, în afară de ea. Așa. Cum să spun? Văd certuri, văd schimbare, schimbare, certuri, poate asta este speranța, dar și realizare. Realizare o să aveți. Împlinire, realizare, în ce vă doriți. O persoană care vă atrage, vă, cum să zic, vă ispitește, să vă spun așa, vă ispitește această persoană. Este nesincer, și ea este nesinceră, și el este nesincer, și cealaltă persoană este nesincer, toți sunt nesinceri aici. Deci ce fel de persoane văd aici, nu știu. Așa, mincinoși. Greu să rezolvați aceste probleme. Greu o să rezolvați. O să rezolvați, dar greu. Ba da, rezolvați, uite. Rezolvați, sigur că da. O să aveți noroc până la urmă. Nu vă despărțiți, nu nimic. Dar norocul acesta nu știu care va fi, dar veți avea norocul. Dar de despărțire nu vă văd. Așa. Să vă spun despre cei singuri puțin. La cei singuri, ce să vă zic, o dragoste secretă, o dragoste pentru cineva în secret, posibilități mari de dragoste,
mari posibilități de dragoste, întâlniri, dar și o relație secretă în ascuns, rezultate foarte bune, rezolvări de probleme, victorii sentimentale. Dar, cum să spun, această persoană cu care sunteți sau la care vă gândiți, cu care sunteți sau la care vă gândiți, este un suflet pereche al dumneavoastră. Suflet pereche. Sufletul geamăn al dumneavoastră. Uite, îndrăgostiți iarăși. Nu spun că nu o să aveți greutăți. Ba da, o să aveți, uite. Supărare trecătoare, necaz trecător. Ca și când v-ați pierde această dragoste, dar nu pierdeți nimic. Căutați, uite, falsitate, oameni falși. Dar până la urmă vă mutați împreună. Vă mutați împreună. Treceți de orice falsitate și vă mutați împreună. Să găsiți acel drum de a fi împreună, soarele și luna împreună. Haideți să vedem acum trei cărți la balanță. Gândiți-vă la o persoană. Sau gândiți-vă la o întrebare, la o dorință și puneți-vă dorința sau întrebarea în legătură cu acea persoană în dragoste sau cu, dacă sunteți singur, dacă o să aveți pe cineva. Și haideți să extrag eu trei cărți din acestea. Și o să facem așa. Unu și dumneavoastră alegeți una. Prima, doua și a treia. Haideți să vedem. Alegeți, da, 1, 2 sau 3. Dacă ați ales prima. Dacă ați ales prima, spune așa. Joacă. Dacă vreți să fiți romantici, dar atunci bucurați-vă de viață și de copilul din dumneavoastră și lăsați-vă liberi. Deci, comportați-vă liberi, nu vă gândiți, vai, oare ce o să gândească despre mine? Oh, vai, oare ce o să spună? Nu! Fiți dumneavoastră înșivă și bucurați-vă de această dragoste. Nu contează vârsta, nu contează nimic. Dragostea nu are vârstă, nu are timp, nu are religie, nu are nimic. Dacă ați ales a doua, foarte repede, hotărâți-vă repede ce doriți, pentru că se poate întâmpla acum, se poate împlini acum. Dacă ați ales ultima, spune logodnă. Vă logodiți cu cineva. Spune că dragostea dumneavoastră, deci sunteți în relație cu cineva, spune aici. Și că aceasta va deveni mult mai serioasă relația. Adică, dacă sunteți împreună și nu locuiți împreună, o să locuiți împreună. Dacă acea persoană nu vă vizitează des, o să vă viziteze mai des. Ca și când se mută la dumneavoastră, ca și când ar fi o logodnă, o căsătorie. Cam asta a fost pentru balanță în dragoste pentru septembrie. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.